Bun găsit, doamnelor și domnilor, ora 18, vorba lui Tașcă, vineri seara, în curând se pune și întunericul total, să zic așa, pentru că de la ora 20 înțeleg că nu mai e permis să fim pe străzi. Din păcate, această regulă aberantă continuă să existe, ceea ce mă depășește complet, mai ales că mulți specialiști au spus că nu are niciun fel de relevanță această decizie idiotă pe care unii de la guvernare înțeleg să o ia. Vom vorbi în această seară și despre guvernare. Invitatul meu, ca în fiecare vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnilor și doamnelor! Bună seara, domnule Tașcă! Bună seara! Domnule profesor, continuă să moară români, atât din cauza COVID, cât și din cauze non-COVID, dacă pot să zic așa, și anume din cauze total, nu pot să-i spun, nici măcar medicale. Adică te afli la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. La începutul acelei săptămâni, doamnă și domnule, trei români, trei confrați, dacă putem să le zicem așa, au murit într-un tir ATI, pentru că, ce credeți, deși fusese instalat de puțin timp, a rămas fără oxigen și din cei 8 care erau acolo în acel container, în acel tir, după cum spun unii, trei și-au pierdut viața, deși personalul a încercat să-i țină, să se suplinească aparatele, ceea ce s-a dovedit pentru trei dintre ei a fi imposibil. Cum mi se pare această știre sau cum ați primit această știre? Stimate domnule Tașcă, această știre, ca și toate celelalte pe care le-am mai discutat în această emisiune, mi se pare că se înscrie, din păcate, într-un șir logic. O să-mi spuneți cum adică logic și am să vă explic că tot ceea ce se întâmplă este logic pentru această țară. Spuneați înainte că poate oamenii respectivi s-au aflat la momentul nepotrivit în locul nepotrivit. Și eu de multe ori am avut sentimentul că România este pentru mine, pentru cei din generația mea, pentru copilul meu, locul nepotrivit și a ales și momentul nepotrivit să se nască. Dovadă că ceea ce s-a întâmplat acum, în acest tir care este de suport COVID, îndrăznesc să spun că depășește orice fel de limită a imaginației. După tot ce am trecut prin toate spitalele, văd că acum incendiile sau incompetența se mută în tiruri care se presupun că erau foarte bine dotate, noi nouțe, iar cei care de această dată au refuzat ca să-și facă datoria sau să intervină în timp util, nu au fost... la cei de la firma de mentenanță. Da, nu au fost medici, nu a fost vorba de medici, nu a fost vorba de personal sanitar, medical. A fost vorba de personal tehnic sau auxiliar care, prin contract, da, trebuiau să asigure buna desfășurare, bunul mers al activității. Vreau să răspund pentru telespectatori că această firmă care trebuia să asigure mentenanța nu era nici a lui Fulger, nici a lui Tașcă, era unui fost ministru, doamnelor și domnilor, pentru că nu oricine poate să primească un astfel de contract. Este vorba de domnul Sebastian Vlădescu, nu știu dacă vă mai amintiți de el, fost ministru de finanțe, un tip absolut, nu știu cum să-l cataloghez, monden, dacă pot să-i zic așa. Cred că numele lui a apărut la un moment dat și într-un dosar, cu vreo mită de, nu știu, un milion sau ceva de genul acesta. Nu mai știu ce s-a întâmplat după aceea, pentru că a dispărut subiectul din spațiu public. Mă rog. Dacă ați adus în discuție ideea de monden, domnul Vlădescu, în momentul în care juca rolul de naș pentru domnul Băureanu, asta ca să ne facem o idee despre ceea ce poate sau nu poate dânsul, a găsit de cuvință să fugă cu mireasa. Da, uitați, am amintit acum. Aveți dreptate, da. Deci în momentul în care îți bați joc de finul tău la maniera asta, aveți impresia că are vreo grijă personală, are vreun frison noaptea? Nu, dar mi se pare o informație bună că această firmă îi aparține domnului Vlădescu. Sigur că e bună, dar în momentul în care vedem ce se ascunde în spatele unor astfel de firme, unor astfel de contracte, cine sunt oamenii, îți dai seama că lucrurile nu pot să meargă bine pentru că acești oameni n-au unii niciun fel, v-am spus, de frison, de fior care să genereze ideea de moral. Dacă vreți să fac o mică glumă, deși nu e cazul aici, dar poate Fina arăta foarte bine și domnul Vlădescu n-a putut să abțină acum. Asta ca să... Dar uite că numele domnului Vlădescu, deși a ieșit din viața publică de ceva timp, văd că continuă să apară. Adică, din când în când, ne mai aducem aminte de domnul Vlădescu. Ba legat de niște bani, ba legat de un contract. Dar nu cred că acest domn Vlădescu i-a angajat personal pe cei care trebuiau să deservească ce se întâmplă acolo. Ăsta, ca în orice țară capitalistă, a livrat banii, juriștii au făcut contractul, personalul tehnic a primit banii, a primit materiale necesare.
Da, eu, bun, eu, da. Eu sunt... o informație care trebuie, o informație. Trebuie să o domnule Tașca, comentăm. Pe mine mă interesează să vedem ce se întâmplă la firul ierbii. Că nu Vlădescu se ducea și să bage în priză sau să o scoată. Nu, a fost un cetățean care a refuzat să intre acolo. E, cetățeanul respectiv trebuie văzut dacă în fișa postului, pe de o parte, avea această obligație, inclusiv să intre în tir. Am înțeles că trebuia să intre în tir, a spus că refuză să intre în tir. Refuză din cauza COVID-ului, da. Da. Păi, bun, dar acum oxigen se vehiculează la terapie intensivă. Vreau să vă spun că dincolo de fișa postului, există o fișă postului de om. Fișei morale. Fișei morale, a postului de om. Și dacă nu ai această calitate umană și îți dai seama că acolo sunt oameni intubați și tu nu intri ca să îi salvezi, că, sau măcar să încerci să-i salvezi, acest lucru îmi spune foarte mult despre, cum să-i spun, bestia care merge în două picioare. Credeți că va plăti personajul respectiv? Va fi acuzat? De, eu nu doresc nimic altceva decât procuratura... Totuși trei oameni și-a pierdut viața. Adică datoria. Deci nu sunt eu cel care decide. Dacă omul este nevinovat, nu trebuie să plătească. Dar dacă este vinovat, în mod categoric trebuie să fie și un bun exemplu pentru alții care, într-o situație similară, să spună, domne... Dar nu poți numai să iei banii, trebuie să și faci treaba. Adică... Domnule Tașca, eu v-am spus și data trecută și dățile trecute, și în particular, și în public, faptul că unii dintre noi facem lucrurile doar din obligații, alții le facem din convingere. Și îmi dau seama că suntem din ce în ce mai puțini oameni care facem lucrurile din convingere. Am denumit acest punct, încă trei români au murit din neputința statului. Este neputința statului? Atât la Piatra Neamț, atât la Matei Balș, atât aici la aceste tiruri ATI, atât la acele spitale de campanie care stau goale și pe care le văd deseori pe ecrane, care au costat zeci și zeci de milioane de euro și stau efectiv în câmp goale și nu le poate folosi nimeni. Bun, acum a fost și vremea neprielnică, dar totuși, cine răspunde pentru lucrurile astea? A câta oară spun că acest stat este un stat eșuat? Este un stat eșuat în care autoritatea este în totală disoluție. Și o să vă aduc un argument. Citeam astăzi, sau încă un argument. Încă unul, da. România a fost condamnată la CEDO și trebuie să plătească în jur de câteva zeci de milioane de euro despăgubiri, fiind în același clasament imediat după Rusia, după Turcia, după Ucraina. Discutăm de Rusia, de Turcia, țări care sunt autocrate. Sigur, și în care nu sunt democrați. Nu. Aici o să mă întrebați ce legătură are. Are. Pentru că actul de justiție făcându-se injust, multă lume are impresia că în justiție pot să scap chiar dacă fac cele mai mari măgării de genul. Sigur, și cum să zic, precedentul nu ne lasă să credem altceva. Pentru că precedentele până la urmă creează valoare de lege, chiar dacă nu din punct de vedere juridic, din punctul de vedere al cutumei. Al legii nescrise. Pandemia probabil că va mai dura. Credeți că vom mai avea săptămânal sau, mă rog, din când în când astfel de cazuri? Că deja am văzut undeva pe un ecran să număraseră, erau vreo 41 de persoane care au murit în astfel de incidente. V-ați vaccinat? Doar cu o singură doză. Am înțeles, trebuie urmat apelul. Păi, cred că această vaccinare, că a spus că pandemia va urma, cred că o să ne obișnuim cu toții să facem acest vaccin odată la 6-7 luni de zile. Cred că încă 4 sau 5 ani. De ce spun chestia asta? Pentru că... Eu n-am nimic împotrivă, să știți. Pe de altă parte, nici eu nu am nimic împotrivă, dar ideea aceasta că în permanență la 4, 5, 6 luni de zile trebuie să fac o vizită pe la corturile astea sau pe la centrele de vaccinare în condițiile în care nici nu mai știi ce să mai crești. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etc., etc., îți creează o anumită stare de nesiguranță, în sensul că îmi dau seama că acum ne vaccinăm întâmplător, doar dacă ai găsit un loc, m-ați înțeles? Da, 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 aici am și scris un articol, doamnelor și domnilor, și poate dacă vreți să-l citiți, îl găsiți pe site-ul meu. Am și scris că în timp ce am așteptat săptămâni întregi să mă duc la un centru de vaccinare, eram pe listă acolo cu alte 1000 și ceva de persoane, după aceea am aflat pe surse, și vedeți ghilimelele, că acolo exista un domn care împățea vaccin la cine voia el. Dar domnule Tașca, încă un lucru, că știu că sunteți și vă pronunțați împotriva carantinei, nu mi-aduc aminte dacă am mai spus-o sau nu. Eu cred că aceste modalități de înscriere pe platforme de vaccinare se constituie într-o greșeală. Și am să vă spun de ce. Personal aș fi fost de acord pentru o variantă mai flexibilă, astfel încât vaccinarea să se facă în funcție de secțiile de votare. Și o să mă întrebați ce legătură are una cu alta. Știți la ce mă refer? Am fi avut o hartă vie interactivă pe fel de fel de zone, până la nivel de străzi și de bloc
locuri cu oamenii care sunt vaccinați, astfel încât dacă era necesară carantinarea unei zone să se facă doar pe o anumită stradă sau pe o anumită zonă din cartierul respectiv. Mai știți cum e, eu nu știu cine a ales metoda asta, eu nu cred că metoda e problema. Problema este că intră pe diverse filiere aceste centre unde se întâmplă lucruri de care v-am spus eu. Dacă există, știți că există inclusiv zone marginalizate, urbane marginalizate din punct de vedere social, inclusiv în București, inclusiv în Cluj, inclusiv în Petroșan sau în alte orașe. Sunt oameni pe care nu îi interesează din cauza ignoranței această idee de vaccinare. Dar acești oameni ridică rata infectării, a incidenței în totalul populației, astfel încât vom spune tot Petroșanul trebuie carantinat. Dar dacă doar un anumit cartier din Petroșani ridică sau din Cluj, cred că după un an de pandemie, domnule profesor, nu mai e carantina, nu mai este o soluție. Și s-a dovedit, dacă vreți, în carantina care a fost în Petroșani, s-a dovedit cu asupra de măsură. Numai prefectul Marean a înțeles că lucrurile nu funcționează așa, dar sigur, el e un caz pierdut, e o cauză pierdută, domnule profesor. Poate fi vorba de carantină și sper ca nimeni din această țară să nu mai decidă o carantină chiar și într-un oraș, decât în situații foarte, foarte complicate. Pentru că nu se rezolvă absolut nimic, doamnă. Carantina, toată lumea circulă doar că își face o hârtie și își o pune în buzunar, astfel încât dacă cineva îl întreabă, să o aibă la îndemână. Dar, ce să vedeți, nici măcar nu te mai întreabă nimeni. Și asta vă spun din proprie experiență. Închidem acest subiect trist, din păcate, și cred că nu va fi ultima dată când vorbim despre morți din cauze non-COVID, cum am zis eu, și din neputința statului, pentru că statul român, mai spun și eu odată, este orice, numai un stat sănătos. Nu. Orice altceva. Continuăm, doamnelor și domnilor, cu evenimentul politic al săptămânii, ci prima criză politică a actualei guvernări. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, despre care am discutat și noi aici la emisiune și care era un fel de vedetă a politicii dâmbovițene, a fost demis de premierul Câțu, după care colegii dânsului de la USR Plus au considerat să decreteze și să-l anunțe chiar în ședința de guvern pe premier că nu mai are susținerea celor două formațiuni, una, nu știu cum mai sunt lucrurile acolo, ci dimpotrivă ar trebui să se ducă acasă și să, nu știu, să se încheie, să vină cu altcineva. Cum vi se pare această primă criză, domnule profesor? Păstorel Teodoreanu, un mare epigramist român, în perioada interbelică, a declarat pe față că nu-l stimează pe Nicolae Iorga, pentru că Nicolae Iorga era cunoscut pentru anumite excese pe care le avea, pentru duritate în limbaj, etc., etc. Într-o una dintre zile, Nicolae Iorga invită un club de poezi, literați, etc., la Vălenii de Murte sau la Sinaia, pentru ca timp de 3-4 zile să le petreacă împreună, să socializeze, să facă un fel de cenaclu literar. Păstorel Teodoreanu evident că nu este invitat și atunci le face o epigramă, sper să-mi aduc aminte acum, care sună în felul următor. Voi creatori de artă pură, ce v-ați retras acum la pădure, să fiți atenți când vă plimbați, să nu călcați în ce creați. De ce am făcut acest preambul? Pentru că tot ce se întâmplă în această coaliție este redată de această epigramă a lui Păstorel Teodoreanu, pentru că acești creatori de politică pură, ce s-au retras acum la pădure, să fie atent, să nu calce în ce creează. Cam asta creează, deci asta este. Ce fac domnii ăștia în fiecare zi, de mult timp încoace, nu este nimic altceva decât o campanie electorală doar pentru PSD, și veți vedea un PSD care se va întoarce pe cai mari, am prevăzut și eu asta. Pe cai mari. Veți vedea o coaliție din asta care se va face țândă, pentru că lumea este, cum să vă spun, plictisită și obosită când îi vede. Înainte să intru în emisiune cu dumneavoastră, am avut un dialog telefonic cu un foarte bun prieten de-al meu, care mi-a spus ce țeapă, asta a fost cuvântul, a putut să primească și câtă încredere a avut în acei de la USR cum i-a votat și uite acum ce se întâmplă, era foarte revoltat de acest lucru. Un alt prieten de-al meu foarte bun, dintr-o altă zonă a țării, de la Ploiești, îmi dă telefon, discutăm și îmi spune că acest Dan Barna, dacă l-ar prinde, domnul Barna, îmi pare rău, eu vă spun expresia lui și uite, vezi, Victorie, că fac datoria, l-ar strânge de gât. Tot așa, pentru că i-a înșelat așteptările. Prin urmare, cum să văd acest lucru? Îl văd din nou într-un șir logic pentru ceea ce trebuie să se întâmple în această țară care n-are cap și n-are coadă. Aduceți-vă aminte ce a făcut CDR-ul.
Convenția Democratică din România. Aduceți-vă aminte cum au putut să mintă populația ca să recunoască după asta celebrul Emil Constantinescu că acel program propus de către CDR, acea uniune între PNCCD ca locomotivă și PNL și alte partide mai mici, era scris pe genunchi cumva într-o bucătărie, într-o garsonieră din Brașov. S-a întâmplat chestia asta. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu ADA. ADA, Alianța Dreptate și Adevăr, condusă de Traian Băsescu, care s-a desumflat apoi ca o gogoașă, bătându-se între ei ca neghiobii și aducând din nou PSD-ul la putere. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu USL-ul, după care în acel timp Victor Ponta spune că programul USL-ului a fost scris pe o banchetă a unei mașini în spate, în timp ce el și cu celălalt nefericit, Antonescu îl chema? Crin Antonescu. Crin Antonescu. L-au scris ei doi. Vreau să vă dați seama ce șarlatani fac aceste coaliții. Vă dați seama că ei nu au cum să fie agregați, coagulați, pentru că nu îi unește absolut nimic. Ei, din punct de vedere intelectual, nu au capete de rezonanță. Eu da, și nici în România am stabilit de multă vreme că nu e vorba de doctrine, nu e vorba de nimic, adică deci, doar de interes. Nu. Este vorba doar despre o singură ideologie, cea a banului. Aveți impresia că în această coaliție PNL, USR plus UDMR este vreo luptă pentru principii? Este lupta principiilor? Nu. Este am doar... zis acum că e o luptă pentru oameni. Da, domnul Tașcă, pentru oameni, dar ce oameni? Uite, dacă mergem pe stradă, vom găsi o serie întreagă de oameni noi nouți. Aveți impresia că un Vlad Voiculescu, pentru care sare în aer această coaliție... Nu va sări, probabil. Ascultați-mă să vă spun până la capăt. Care este fiul tatălui său. Tatăl său fiind colaborator al securității, declarat de către instanță judecătorească. Aveți impresia că acești șarlatani, că nu pot să le spun altcumva, nu puteau să găsească un alt om nou-nouț pe stradă, mergând prin toate orașele țării, l-au găsit doar pe Dan Voiculescu cu taică. Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu, nu? A zis Dan Voiculescu. Apoi n-am greșit mult. N-am greșit chiar așa de mult. Deci Vlad Voiculescu, al cărui tată e colaborator la securitate... Iar... Pe mine mă uimește această, nu știu cum să-i spun, lipsă de viziune. Adică putem să oprim o guvernare pentru un singur om, adică și dacă ar fi cel mai bun om de pe pământ. Adică nu cred că un minister stă într-un singur om, adică tu, mai sunt și alții. Vedeți? Ați ajuns la vorba mea. Nu este vorba despre un simplu om. Apropo, de aseară sau nu știu de când am văzut niște imagini, soția, prietena domnului ăstuia Voiculescu, am văzut că dă fel de fel de mesaje. Dom'le, apropo că am trăit așa un sentiment de tristețe. Îmi venea să plâng cum ea suferă că iubitul nu mai este ministru. Eu vă spun ca idee. Păi probabil că acum e mai mult acasă. Și știți că și în pandemie au fost cupluri care au divorțat pentru că au stat prea mult împreună. Eu cred că dânsa deplânge câteva zeci sau poate sute de contacte, de contracte, de relații care s-au dus dracului, de vacanțe. Venea Paștele acum, primeau cadouri. Credeți-mă, aveți impresia că plânge că ăsta ca persoană nu mai e ministru? Nu, plânge că ăsta nu are în mână situația să o gestioneze, să o păpușeze. Nu am avut încredere niciodată în acest băiat. Și știți că v-am explicat, am avut o consecvență în această poziție de mult timp. Cred că este mai bine de un an de zile de când... Vă aduceți aminte ce prostie a mai făcut acest domn când a fost ministru pe timpul lui Cioloș? A tăiat ajutoarele pentru însoțitori ai copiilor cu retard, cu handicap. S-au revoltat toți părinții, după care a revenit asupra deciziei și a spus să-mi pare rău. Păi, domnule, ce crezi că a generat această demitere? Pentru că... Într-adevăr, noi nu suntem prea obișnuiți în România cu demiterii, să demiți un membru al guvernului. Cred că s-a întâmplat de câteva ori. Este vorba despre Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu? Așa, care am înțeles că intrase exact în mâinile unei protejate a lui Vlad Voiculescu, care Vlad Voiculescu, în sinea lui, credea că revoluționează întregul sistem al asigurărilor sociale prin faptul că dăduse ordin ca în termen de vreo 30-40 de zile toți directorii de la aceste case să dea examen. Numai că vă spun un lucru, ei nu dădeau examen decât din legislație. În condițiile în care tu ai birou juridic, în care sunt 4-5 juriști
și care se trebuie ocupă... să știe legea. Păi, domne, dacă vrei să revoluționezi acest sistem, trebuia să-i pui să-și facă planuri manageriale și să le prezinte, să vadă fiecare, pe bază de concurs de idei, ce vrem să facem pe viitor. Nu știu dacă câtă libertate are un astfel de director de județ, plus de asta. Casă județeană, pentru că până la urmă te supui casei naționale. Casei naționale, da. Exact. Dar să faci acest concurs și să minți ca un șarlatan că revoluționezi sistemul, asta mie mi-ar, și toți cei care îl susțin, Cioloș și Barna, să susțin o astfel de chestie, mi-arată încă o dată că, din păcate, am avut dreptate. Sunt doar niște birocrați care se ascund în spatele dosarelor, birourilor, hârtiilor, ștampilelor, îi bagă pe alții în față, dovadă că Barna n-a vrut să-și asume interimatul la... Da, asta mi se pare și mie extrem de ciudat și chiar l-am văzut sănătate. Și pe premier vorbind. Deci sunt niște guralivi. Sunt niște guralivi, nu fac nimic altceva decât pentru interesul de partid și nimic mai mult. Da, și cred că nu e de part, nu e de trecut cu vederea nici greșelile pe care le-a făcut Vlad Voiculescu. Recunosc că am fost uimit de numărul mare de greșeli pe care le-a făcut, știind că totuși e un om care a mai gestionat lucruri, vine din societatea civilă, a mai fost ministru, adică nu era ceva nou și totuși s-a împiedicat de fiecare dată, domnule Tașcă, la fiecare pas. În 2007, dumneavoastră, ce făceați? Nu mi-amintesc. Vă amintiți? Domnul Voiculescu își amintește foarte bine. În 2007 avea un job la Viena. Am citit undeva că a făcut un master sau ceva. Domnule, nu. Dânsul avea un job la Viena. În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? România, da? Bun. În 2007. Dar dânsul deja în 2007 era de ani acolo la Viena și lucra. Păi dați-vă seama, cine putea să meargă și să lucreze, nu la cartofi, nu la sere, nu la sparanghel, m-ați înțeles? Mă gândesc că nu cred că e genul. Nu, dânsul avea o viziune de pe atunci de natură farmaceutică, dovadă că totul e steril aici. Da, am înțeles. Vedem ce se mai întâmplă, criza continuă, doamnelor și domnilor. Am înțeles că abia luni se preconizează ceva mișcări, așa că vom avea ocazia să mai discutăm. Trecem la un alt subiect, aș spune deja preferat în această emisiune, pentru că, ce să vedeți, domnii de la ISMEX nu contenesc să ne uimească, în sensul negativ, evident, și discutăm astăzi despre comunicarea cu HaHa. O să vedeți imediat ce vreau să spun, dacă colegii mă vor ajuta, pentru că domnul Găman a găsit de cuvință să adauge un comentariu la emisiunea pe care am făcut-o săptămâna trecută, și ne-a spus pur și simplu ha-ha. Acum, ce înseamnă ha-ha? Discutăm în această seară. Eu m-am exprimat deja în scris, domnul profesor de asemenea. Adică, în loc să răspunzi la ce te întreabă cineva, domnul Găman, în company probabil, recurg la acest nou gen de comunicare. Recunosc că n-am întâlnit în nicio carte de comunicare acest stil de comunicare denumit comunicarea HaHa. Dar probabil că la ISMEX, că despre ISMEX vorbim, să nu creadă cineva că vorbim despre altceva, la ISMEX singura comunicare pe care domnul Găman o știe este aceasta, comunicarea HaHa. Domnule profesor, ați scris deja despre acest lucru și totuși am rămas surprins de această reacție a domnului Găman, pentru că dacă are vrea ceva să răspundă, putea să ne spună în cuvinte acest HaHa. Pentru că înțeleg că hăhăit nu e un cuvânt în dex, l-am căutat, deși știu că se folosește foarte mult, dar comunicarea asta ha-ha e ceva nou și pentru mine, dar poate domnul Găman, care e repetent la comunicare, ne explică undeva, nu știu, la o televiziune prietenă, evident, că nu va fi niciodată într-un tet-a-tet cu mine, sunt convins, ce înseamnă comunicarea ha-ha? Poate cineva, Nicky Stanton, de exemplu, se trezește acum în 2021 și mai scrie o carte plecând de la acest gen de comunicare lansat de domnul Arthur Găman. Vă rog! Când îl văd pe domnul Găman, nu știu... Dar vedeți că eu îl văd cam brad, așa, îl mai văd în mașină, să știți. Umblă cu Dita mai tancu. Are tanc? Are aproape un tank și stă și în față. Asta m-a uimit întotdeauna și aici poate discutăm o dată mai pe larg într-o emisiune, poate mai către sărbătorile de Paști. De ce bogați ăștia, mahări ăștia de Petroșani, de Dâmbovița, de nu știu ce, unii dintre ei stau în față în mașină. Deși au șofer, nu conduc, dar stau în față. Deși eu am văzut peste tot în lume și chiar și eu când am avut ocazia să merg cu șofer, am preferat să stau în spate pentru că e mai comod, e mai relaxat, mai poți să spui ceva lângă. Adică, de ce au această
chestie să stea în față și îl văd tot timpul umblă cu undita mai tanță și frică când te intersecție să nu cumva să intre în tine. Adică... Lasă-mă să spun altceva, că sincer, că acum... Nu, dar asta cu tancul nu puteam să... Eu... Nu, dar am crezut că îl vedeți mai des ca mine și de asta. Mie, eu am citit ce ai scris și mi-am dat seama că poate involuntar domnul Găman a făcut sau a încercat să facă o glumă, un, nu știu să-i spunem mișto, poate e prea mult. Mișto l-a făcut când mi-a răspuns la cerere. Bine, acum domnul Găman, noi încă n-am început să facem. Da, da, da. Încă... Și o să desfacem pe bucăți. Încă... Nu, nu, fiți liniștit, deci, că nu l-a uitat. Ideea, nu, eu chiar doresc să abordez această situație a insemexului și am să vă spun de ce cât se poate de serios. Eu când mai văd pe domnul Găman, știți cu cine îl asemăn? Nu. Cu fostul prim-ministru Mihai Tudose. Doar că asemănările se întrerup aici la... La aspectul fizic. La aspectul fizic. Domnul Tudose e un bun comunicator. Și are caz. Are mult umor, are mult umor, are replică, e spumos. E spumos, spumos. Așa. Un termen mai bun. Acum, greșeala domnului Găman, pe care eu, și ați văzut domnule Găman în articolul pe care l-am scris, undeva v-am comparat pe dumneavoastră ca localnic din Iscron cu regele Franței. Și ăla, comparație cam prea mare, dacă permiteți. De ce? Pentru că în momentul în care ajungi într-o poziție foarte bine poziționată, începi să te îmbezi de aerul ăsta rarefiat, știți? Da, 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 când ai ajunge pe Everestul social, aproape că din punctul de vedere al respirației, cum să spun, ești întretăiat. Și atunci, eu cred că cel mai bine ar fi să comunicați cu domnul Tașcă și să nu ne lăsați să credem ce am vrea noi să credem sau am fi tentați să credem de ceea ce dumneavoastră nu vrea să ne dați ca răspuns. De pildă, dacă îmi permiți, vă rog. Am să vă citesc ceva, dar nu mai de pe lege, ca să vedeți cum am să demontez faptul că pe de o parte, INSEMEX-ul nu este, cum spun dânsii, că nu este instituție publică. Din eu contra, zic că aici vom discuta multă vreme. Așa, asta, este, și asta este una. Vom cere și opinii mai avizate, să zic. Și doi, încă o chestie vis-a-vis de ceea ce s-ar putea să fie INSEMEX dacă vom rămâne nelămuriți. Știți că ne-am spus că INSEMEX-ul este fericitul beneficiar unei, să-i spunem, atitudini economice de monopol. Păi uitați-vă ce se întâmplă. Hotărârea numărul 648 din 12 iulie 2001 privind declararea Societății Comerciale Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX, S.A. Petroșan C. Societate de interes strategic. Deci, domnule Găman, atunci era societate comercială, să știți că între timp cred că S.A. Este... au schimbat. Păi da, nu, nu, nu. Societății Comerciale S.A. Petroșan. Stați un pic că cronologic mergem mai departe. Am înțeles, am pagina a doua. Am și deja, nu am venit chiar așa. Deci ce se întâmplă? Când am susținut că dânsii sunt cei mai buni pentru că totul se livrează către dumnealor, n-am cei mai buni pe culoare când alargă singuri. Pentru că este societate de interes strategic. Nici unii alții n-au fost declarați în Valea Jiului societate de interes strategic și ca dovadă... Nici măcar cehul, nu? Dar fiți atenți. În temeiul prevederilor articolului 107 din Constituția României și ale articolului nu știu cum, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1, domnule Găman. Societatea Comercială Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX EXA, cu capital majoritar de stat. Atenție! Cu capital majoritar de stat, având sediul în municipiul Petroșani, este declarată societate comercială de interes strategic. Deci, din start, suntem lămuriți cu două lucruri. Capital majoritar de stat, doi, societate de interes strategic. Articolul 2. Toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la societatea comercială INSEMEX se exercită de Ministerul Industriei și Resurselor ca instituție publică implicată. Deci atât de câte ori vedem cuvântul, sintagma, instituție publică. Da, domnul Găman nu vrea să fie instituție publică. Atenție! Articolul 3. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului va proceda la transmiterea, în condițiile legii, a acțiunilor deținute de stat la societatea comercială, institutul nu știu ce, INSEMEX, către Ministerul Industriei și Resurselor, care devine patron. Patronatul, m-ați înțeles? Și așa e și în ziua de azi. Așa. Stați un pic. Cine semnează, domnule, țineți-vă bine, este vorba despre prim-ministrul Adrian Năstase. Dacă aveți vreo problemă, luați-l pe ăsta de gât. Așa. Acum să mergem... Dacă îl mai găsiți.
Păi nu știu, uite, dar poate îl găsește pe Iulian Iancu, care era secretar de stat atunci. Altă celebritate, da. Ministrul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Iacob Zelencu. Mihai Nicolae Tănăsescu, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, care după asta a fost și ministru al finanțelor și așa mai departe. Trec anii și cum au trecut? Într-o clipită. Da, pentru domnul Găman... Au trecut cu conturile mai mari. Da, numai că acum am să fac citire din cine? Dintr-un fost director al INSEMEX. Păi decesorul dânsului, nu? Cine crezi? Domnul Lupu. Domnul Lupu. Fii atent ce ne spune domnul Lupu. Deci este un articol apărut în 3 septembrie 2012 care defilează sub titlul INSEMEX Petroșani, cel mai bun institut al Ministerului Economiei. Fii atent. Da. Așa. Și iau zis ce ne spune aici domnul Constantin Lupu. Pentru anul 2012, Institutul din Valea Jiului, INSEMEX, are în desfășurare proiecte de cercetare prin programul nucleu al cui? Al Autorității Naționale de Cercetare Științifică, finanțate de autoritatea menționată, iar ca valoare aceasta reprezintă între 22 și 25% din cifra de afacere INSEMEX Petroșani. Fiți atenți. În momentul în care îi se spune foarte clar că cel finanțarea puțin e publică, 25% vine de la stați un pic, vine doar de la această autoritate națională de cercetare științifică. Sigur, gândiți-vă da. Câte altele de la alte autorități tot publice vin către INSEMEX. Și auziți ce spune domnul în continuare. Citez. Pot afirma că INSEMEX reprezintă la nivel național și internațional o instituție pe domeniul specific recunoscută. Dacă vorbim de institutele de cercetare de sub autoritatea cui? Ministerului Economiei. Personal sunt mândru că acest institut este cel mai bun din cadrul ministerului. Și pare că nici domnul Lupu nu strălucea la comunicare, dar parcă domnul Găman e mai pe ha-ha. Omul a spus-o în nu știu câte rânduri că banii și contractele le vine de la cine? De la Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, care Autoritatea Națională, domnule director Găman, funcționează tot sub egida Guvernului României, către INSEMEX, care funcționează sub tutela Ministerului Economiei, care Ministerul Economiei face parte din Guvernul României, care este principala instituție, cele mai mari instituții care numește statul român, public. Dar nu vrea, domnule, deci nu-l lăsați, că domnul Găman nu vrea să fie public, domnule. Nu. El se crede pe tarlaua proprie. Deci de aia și umblă cu tancul ăla. De aia vă spun, nu ne lăsați să credem altceva. Vă spun un lucru. Mă șochează o altă afirmație a domnului Găman, întrebat de către un ziarist, bun ziarist de altfel. Domnule, cum sunt salariile la INSEMEX? Și nu să spuneți mici, sunt mici. Păi, domne, păi dacă... Sunt mii pe ani, mici, păi stați, nu, mici pentru șefii de laboratoare, mici pentru cei mari... Dar cresc în fiecare an, să știți. Da, nu, poate să crească în fiecare an. Dar dacă îi întrebați, am înțeles că au undeva la 4.000-5.000 de lei. Dacă cel mai bogat institut din țară își ține angajați la 1.000 de euro numai, când ăștia produc milioane, aici este altceva. Păi, dar nu poți să ia toți la fel ca domnul Găman, domnul, vreți să ia toți 100.000 de euro? Frica mea este să nu care cumva, pentru că vedem ce implicat este factorul politic în toată chestia asta, strategie, societate de interes strategic. Ca nu cumva să ne pomenim, dacă suntem lăsați să credem o greșeală, trebuie să fim corectați repede. INSEMEX-ul să nu fie cumva o sinecură politică la nivel național. Pentru că s-ar putea să avem surpriza ca în lista angajaților, pe statul de plată, să găsim persoane care nici măcar nu vin la INSEMEX. Să știți că despre asta am o bănuială, cel puțin una, dacă nu 10. Aici, aici între 1 aici, și 10 balez. Aici este o mare problemă. Sigur. Și am multe lucruri despre INSEMEX. Putem vorbi, domnilor și domnilor, zile întregi, nopți întregi, pentru că, din păcate, acești domni se consideră acolo pe tarlaua proprie. Și e păcat. Pentru că n-am văzut nici rezultatul tragediei la Piatra Neamț, nici rezultatul a ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș, nici la colectiv, nimic. Nu știm nimic. Nici de la colectiv, la colectiv, mă rog, e mai de mult, deja nu mai. Păi și ce dacă e mai de mult, asta înseamnă că e... Nu, da, acolo că s-a dat deja rezultat. Știi cum e cam bancul ăla cu dar... am aflat că voi l-ați nu iubesc pe unguri pentru că l-au omorât pe Mihai Viteazu, dar acum șase nu contează, eu acum am aflat. Da. Dar nu, dar vreau să spun că între timp domnul Găman, care se plânge în hârtiile pe care mi le trimite că e foarte ocupat și are foarte mult de lucru, se ocupă cu hahauri, așa. Că judecați, doamnelor și domnilor noastră, dacă acest om își merită 100.000 de euro pe an. Nu știu. Părerea mea este că nu. Vă rog. Eu atâta vă spun. Am citit din lege, din hotărârea numărul 648 12 iulie 2001, adică am făcut comunicare, am pus o întrebare, am citat din fostul director
al Insemex, Constantin Lupu, am arătat foarte clar de unde vin parte din bani. Da, se știe. Da, nu. Deci, n-am făcut... Da, nu, folosim doar informații publice aici, nu. Păi, informațiile secrete sunt la domnul Gaman, cred. Mai este o problemă. Poate că cineva se întreabă, domne, de ce ne interesează de Insemex? Știți de ce mă interesează personal pe mine? Pentru că acest Insemex atât de mult lăudat și bogat a intrat într-un litigiu cu primăria prin biroul de taxe și impozite pentru că nu a vrut să-și plătească taxele și impozite. Către... Și a intrat într-un litigiu foarte mare cu bunul simț, dacă îmi permiteți. Și că nu e frumos, adică bunul simț, domnule Gaman, e mai mult decât ha-ha-ul dumneavoastră. Adică, poate mai studiați un pic și puneți pe cei care vă scriu hârtiile și dumneavoastră le semnați să fie mai mobilați intelectual, dacă nu dați afară și ajungeți alții, că am zis că bani aveți. Vorba aia, cu duium. Bun, închidem cu domnul Gaman, că încep să mă cam plictisesc de dânsul, dar văd că nu mă lasă să-l trec la capitolul uitați, deși dumneavoastră, domnule profesor, a spus că bat un vânt de dor de ducă, dar pare că domnul Gaman nu l-a simțit vântul ăsta. În biroul dânsului, să știți că e și foarte luxos acolo, nu bate niciun fel de vânt. Tocea, noi o să stăm amândoi de veghe în lanul de secară. O să vedem până secară. Urmărim aici și o să avem ocazia să mai discutăm și sper să avem și ocazia să aflăm și de la alții cum văd ei această sinecură. I-a spus, da. Sinecură e, da, pe față. Deci eu am spus clar să nu ne lasă să credem un lucru greșit. Da. Nu e sinecură, vă spun și eu, vă întăresc asta. Bun, trecem, doamnelor și domnilor, la un război care e destul de aproape de a devenit realitate și e destul de aproape de granițele României. Știți probabil, sau dacă nu știți, vă spunem în această seară, că este o tensiune în creștere, vertiginoasă, aș putea să zic, la granița de est a Ucrainei, vecina noastră de mai colea, unde Rusia a trimis în ultimele săptămâni efective foarte mari de nave, de tancuri, de oameni și așa mai departe, semn că se pregătește ceva. NATO, la rândul său, din care și noi și Ucraina facem parte. Nu, Ucraina nu. Se pregătește. Nu face parte din NATO, Ucraina? Nu. Oricum, am zis că îi asigură securitatea. Au făcut diverse, să-i spunem, întâmpinări, lucruri formale, ca să... Dar nu? Nu fac, nu. Da, de fapt, aveți dreptate că dacă atunci, la agresiunea de acum câțiva ani, când s-a ocupat Crimea, eram deja în război. Îmi cer scuze. Bun. NATO oricum asigură această garanție Ucrainei că va interveni dacă va fi o problemă. Evident, noi fiind aici aproape, nu știu dacă să stăm prea liniștiți, mai ales acum că e și criză politică la București, cred că ar trebui să ne cam trezim la oarecare realitate. Ce credeți, domnule profesor? Va fi război? Domnule Tașca, azi dimineață, timp ce citeam presa, unul dintre articole m-a frapat printr-o fotografie și prin titlu. Doi ofițeri de marină americani stăteau pe puntea unui port avion, unul stătea pe un scaun și cu picioarele pe balustrada navei și celălalt stătea în picioare cu mâinile încrucișate. Iar la câteva sute de metri sau poate un kilometru de ei trecea un portavion chinezesc. Iar oficialii asiatici au spus că Statele Unite practică cu ei ceea ce se numește războiul cognitiv. Adică ăștia sunt foarte lejeri, ăia patrulează foarte nervoși. Acum, e adevărat... Deci astfel de armată. Stați un pic, ați văzut cum mi se pare ce... Gândiți-vă la cei doi ofițeri care stau atât de liniștiți, aproape pasivi și urmăresc ceea ce se întâmplă. Pentru că sunt absolut liniștiți, pentru că știu pe ce putere zac. Stau cu picioarele pe o punte sub care duduie niște reactoare nucleare, pentru că portavionul ăla poate să meargă 50 de ani de acum încolo pe toate mările lumii fără să oprească. Această putere îți dă siguranță, te face să fii liniștit. Dar în același timp, dacă mă raportez la clasa politică americană, care a zis că imediat s-a liniștit și a dat mesaj către toată lumea, către tot mapa, da, stabilit că s-a întâmplat o defecțiune, o rezolvăm imediat, este între noi, nu vă impacientați că treaba asta rămâne așa. Păi, făcând comparație cu ce se întâmplă aici, la noi, la București, cu oameni care în plină pandemie se ceartă doar pentru poziții politice care să le asigure bani, fonduri, accesul pentru la proiecte europene. Miniștri, da. Dați-vă seama că în cazul unui război convențional sau mai puțin convențional, dar în care se va muri, Doamne ferește, oamenii ăștia vor fugi, știți cum, ca epuroii.
ca prepelițe sau ca fazanii, ați văzut vreodată, ați trecut? N-am, dacă treci pe un câmp vara, vezi așa când zboară storul, câte 30-40 de fazani, așa îi vezi speriați, așa vor zbura ăștia, vor fugi, la primul foc de armă, pentru că atunci își dau seama de un lucru, este suficient ce am agonisit și o să se ducă să-și petreacă războiul pe la Paris sau să ronțe croasante și o să se uite, bă săracii, bă să rezistați, că ne întoarcem noi peste 5 luni sau peste 5 ani când se liniștesc lucrurile ca să vă învățăm cum, ce înseamnă democrația și o să vină domnișoara Prună și o să vină domnul Barna și o să vină tot, care o să-ți găsească sigur de lucru mai încolo, spre Viena și spre Paris. Pot să pariez chestia asta. Deci cam așa văd lucrurile. Mie nu mi se pare că ce se întâmplă este un lucru bun. Acum, revenind la ruși, Petre Țuțea spune așa: pentru ruși, gândirea este contraindicată ca și sifilisul pentru sistemul nervos. Gândiți-vă, care este, nu că i-aș iubi pe ucraineni că ne-au făcut foarte mult bine nou, pentru că știți bine, minoritatea română în Ucraina nu este recunoscută. Valorile românești, tradiția, portul, nu sunt tolerate. Școala în limba română, etc. Dar doar pentru că te cheamă Putin și ești stăpân peste 19 milioane de kilometri pătrați din această planetă. Și vreau să vă mai spun un lucru, vă pun o întrebare. Vreau să știți cu cine se învecinează Rusia. Cu cine vrea? Cu cine vrea ea, domnul tău? Știu povestea, da. Am mai discutat. Cu cine vrea ea? Am citit undeva. Și pentru că te cheamă Putin și ești la joystick-ul a 19 milioane de kilometri pătrați din această planetă. Și la arsenal nuclear și așa mai departe. Doar să ataci Ucraina ca să demonstrezi ce? După ce ai mai luat o bucată din Ucraina. Acum există opinii după care Crimeea într-adevăr ar fi rusească și în momentul în care în perioada sovietelor s-a făcut o reîmpărțire administrativă, Crimeea ar fi fost dată în mod artificial Ucrainei. Bun, dar sigur că întotdeauna se pot găsi astfel de lucruri, dar s-a întâmplat. Adică e o realitate a secolului 20. Este o realitate a secolului 20 și în același timp o realitate a secolului 21 prin atitudinea revanșardă și irredentistă a Moscovei. Sigur. A Moscovei. Și până la urmă, nici mișcările acestea nu cred că sunt făcute în van, așa, adică se pare că se pregătește ceva sau poate pur și simplu e o acțiune de intimidare, că s-a mai practicat, adică nu e prima dată. Pot să vă spun un banc. Rapid. Dacă, ca să vedeți cum... Dacă se pliază pe subiect. Se pliază pe subiect, ca să vedeți cum gândesc rușii, că o să spuneți, domnule, dacă e sau nu e. Stalin, la una dintre adunările lor, așa, pe CUS, Partidului Comunist al Sovietilor, aude în timp ce vorbește unul strănută. Și spune, domnule, cine a strănutat? Și toată lumea știa, domnule, l-am întrebat pe Stalin, voi muri împușcat. Nimeni nimic, dacă nu spuneți, primul rând este împușcat. I-au luat ea împușcat. Iar se aude un strănut când vorbește. Domnule, cine a strănutat? Nimeni nimic. Al doilea rând, luați-l și executați. Iar începe Stalin și de vorbește. Fapt, era unul în spate care tot strănuta. Al doilea rând, da. La un moment dat se ridică unul în picioare, pentru că nu mai suporta să vadă cât erau astea. Și spune, eu am strănutat, tovarășe Stalin. Și îi spune, noroc, tovarășe, ia loc. M-ați înțeles? Asta este gândire. Să nu ne pomenim că, de fapt, Putin o să spună că, de fapt, nu au fost niște exerciții militare. Așa a și spus, că eu doar pentru exerciții, nu facem altceva. Noroc, ia loc. Deci, m-ați înțeles, sănătate. Fii sănătos. Prin urmare, când ești atât de puternic, îți poți permite să faci foarte multe lucruri, pentru că diplomația nu prea mai contează. Uitați-vă la Erdogan, care este, cum să spun eu... Prieten cu Putin. Da, și este un alt autocrat. A refuzat, Sofa Gay, a refuzat să o pună pe Ursula von der Leyen lângă el, a preferat un bărbat, pentru că la ei religia, a spus, e atât de puternică încât în niciun caz. Deci oamenii ăștia... Deși Turcia este un stat laic, nu e un stat... Așa credem noi. Islamist. A fost laic după ce l-a făcut Atatürk. Odată cu Atatürk și odată cu venirea lui Erdogan. Se întoarce, știu că am citit și despre asta. Într-adevăr, se întâmplă lucruri inimite. Nu mi-ați răspuns la întrebare, va fi sau nu va fi? Eu sper să nu, Doamne ferește, dumneavoastră, eu nici măcar nu ne putem închipui ce putere se poate dezlănțui cu o Rusie, cum să spun, sălbăticită. Cu o Rusie sălbăticită. Și noi avem acest păcat al istoriei că suntem chiar aici. Cu o Rusie oligarhică. Deja oligarhii ruși deja nici, nu mai sunt primiți pe niciunde, nu? Poate ar fi primiți la București, că la noi e cu alți oligarhi, așa că oligar la oligar nu cred că scoate ochii, rău, ca să zic așa. Bun, vedem ce va fi, domnilor și domnilor, e un subiect la care trebuie să fim atenți, eu cred că e bine să urmărim, pentru că nu știm de unde se va trage primul foc și după aceea știți cum e, lucrurile escaladează cât ai clipi. Închidem
emisiunea de astăzi, însă cu un subiect, aș spune, mai aproape umoristic, dacă n-ar fi real, să zic așa. Celebrul complex energetic Hunedoara nu mai are, începând de ieri, nici hotel, nici cabană și nici alte acareturi, așa cum am scris eu în notițele mele pentru emisiune, adică, nu știu, o locomotivă, niște fieri vechi, s-au vândut câteva lucruri, dar cele mai importante, evident, sunt hotelul și cabana. La ce trebuie unui complex energetic, hotel și cabana? Domnule Tașcă, pe vremea în care, și aici domnul Butulescu ar putea să-l lămurească perfect, sincer vă spun, păi, știți de ce? Pe vremea combinatului minier Valea Jiului, actualul hotel Onyx se numea Casa de Oaspeți. Da, și acum după aceea s-a numit hotel. Era Casa de Oaspeți, pentru că atunci, într-adevăr, Valea Jiului veneau minerii și veneau din Polonia, din Franța, de unde veneau, și atunci trebuiau să-i cazeze, să le asigure. Și la anii aia era și binecotat, probabil, în ceea ce privește stelele. Presupun că acolo se găseau Coca-Cola, gumă de mestecat, banane, portocale. M-ați înțeles ce vreau? Sigur, asta spuneam. Așa. După aia a căzut în derizoriu, așa. Uite, vis-a-vis de cabana aia de pe Jieț, pe care au vândut-o, și alte cabane ale altor exploatări, nu doar... discutam cu cineva, n-am să-i divul numele, stați neștit, și îmi spunea cu tristețe, domne, astea au fost ale oamenilor muncii. Și eu am spus, domnul X. Niciun om al muncii n-a pus piciorul. Oamenii muncii stăteau ca proștii pe pături în jurul cabanei. Mahării, care sunt și astăzi și care au fost, ieri mergeau în cabană, exact, și făcea chermezele. Iar voi stăteați să luați un platouaj din ăla de mici, de 10.000 și două beri, 3 ore la rând. Nu vă mai bucurați de chestia asta. Personal vă spun un lucru. Mă bucur că acest... Și eu mă bucur și cred că era un lucru normal și felicit pe cei care au reușit această manevră. Dom'le, bine că s-au debarasat. Asta este una, dar stați un pic, fiind în insolvență, ei trebuie să acopere datorii. Asta e una. Doi. Mineritul în Valea Jiului mai înseamnă în jur de 3.000-4.000 de oameni. Gândiți-vă că în urmă cu zeci de ani de zile... O singură exploatare minieră avea în jur de 4-5.000 de angajați. O singură exploatare. Deci să mai vorbim astăzi și să trăim într-un patriotism din ăsta iluzoriu, patriotism local iluzoriu. Domnule, Valea Jiului minerit. Valea Jiului nu mai înseamnă minerit. Cu cât ne rupem mai repede de minerit, cu atât avem șansa de a ne relansa în alte activități. Nu, și dau dreptate că nu mai înseamnă minerit, pentru că mai nou am văzut și urmăresc... alți colegi din presă și din zona de online, mai nou Valea Jiului înseamnă Straja, mai nou Valea Jiului înseamnă parțial, să zicem, Parângul, înseamnă alte lucruri, Oslea și așa mai departe. Deci nu prea mai înseamnă, dar mie mi-a plăcut și m-am gândit înainte de emisiune că această chestiune cu hoteluri, cu cabane, cu nu știu ce, care să fie deținute de astfel de entități economice, e o reminiscență comunistă. Adică e ceva venit din negura istoriei, dar după aia mi-am amintit că prietenul nostru Găman de la SMX a făcut o achiziție demnă de anii 70-80 sau când se făceau 50-60, de curând, adică comunismul, doamnelor și domnilor, n-a murit odată cu această scăpare de acareturi de la ceh. Nu, el s-a mutat puțin mai la deal, adică s-a mutat către Malea, pentru cei care locuiesc în această zonă, adică s-a mutat la SMX. Asta vreau să spun, ca să nu existe dubii. Deci, până la urmă, dacă vrei să faci o dreptate doctrinară, să zic așa, adică trecem de la economia aceea de tip închis, în care eu trebuia să am de toate la mine acasă, la economia deschisă, în care hotelul merge la cei care se ocupă de hoteluri, cabana la cei care se ocupă de cabane, dar vedeți, și locomotiva la cei care se ocupă de locomotive. Dar și cu hotelul acela de care ați amintit, al Insemex-ului, chiar ar trebui văzut, întrebat. Eu am întrebat cât a costat și să-mi dea contractul, dar n-au binevoit, domnii, după cum bine știți. Mai cumva sunt banii îngropați, în sensul că el nu produce absolut nimic. Păi, deocamdată produce pentru domnul Găman, probabil, să duce acolo cu familia. Când face un grătar la celebra adresă care ați spus-o dumneavoastră de la Iscroni, că am văzut și poze pe internet în care face domnul Găman, să știți că face și grătar. Da? Da, da, da. Acum, probabil că când se plictisește de locul de acolo, se mută peste deal, mai sus. Nu cred, este... Nu cred. Nici nu acolo cred e mai la pădure, știți? Nu fi în pădure, dar... Uite, acum chiar îmi vine minte chestia. Vă rog, scurt, că mai avem puțin. De ce Dumnezeu n-a cumpărat Onyx-ul în buricul târgului la 200 de metri de Insemex?
Pentru că în mod categoric vedeți, se știe. Vedeți că nu sunteți, n-aveți viziune de manager de succes. De succes la Insemex? Păi nu trebuie să fie la vedere, domnule profesor, ce dracu. Adică acolo în buricul târgului toată lumea știe cine va merge la hotel. Pe când în partea cealaltă nu știe nimeni. Mulțumesc, domnule profesor, pentru participare. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc. Iată că comunismul n-a murit, deși războiul e aproape. Ca să concluzionăm cu ultimele două subiecte din această seară. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la noi în această seară. Ne vedem din nou săptămâna viitoare.